Noi saramăteloți. Și la mulți ani, la mulți ani răunie. Ca să ne petrecem ziua națională prin muncă, am zis să învățăm astăzi cum facem rutarea direct din Windy. Dacă nu vrem să dăm niciun ban pe niciun programel care să facă rutare pentru noi, să ne dea un proper routing, să vă arăt cum se poate face din Windy. Windy gratis, chiar și varianta gratis. Vedeți aici mi-am luat premium, dar la premium uh, n-ai mare lucru în plus. Ai uh, actualizări mai rapide la datele de vânt și zic ei suport uh, și mai nu știu ce. Mersi de sport tehnica, n avem nevoie, dar avem nevoie de actualizările cât mai rapide. Problema la ei este că ce vedem aici pe ecran nu sunt uh, griburile imediate, să zic, uh, apar griburile americane la ora 6 dimineața, da? Winding le pune imediat aici. Ei uh, transformă griburile alea în animația asta pe care o vedeți în desenul ăsta animat, da? Uh, Trebușoara asta durează cam o oră jumate, de-aia modelul lor pe care îl vedem aici pe ecran are cam o oră jumate întârziere de obicei. Cât sunt de întârziate datele, le găsim de aici, butonul I. Ia, uitați-mă. Deci, astea sunt de acum 5 ore, Mă micule. O să vorbim despre performanțele lui Windy de pe DVMeteo, ce poate el face de pe DVMeteo, în alt webinar, da? Acum hai să vedem cum putem ruta. Și acum în seara asta e un o... moment bun pentru că primii trei din VND sunt fiecare într-o poție diferită de ceilalți. Sunt la nord, la mijloc și la sudul intersitiului, culoarului. Și să vedem care cum este primul, care pe care îl avantajează. Da? Bun. Cu ce începem? Vedeți, situația meteo este la zi, la ora asta. A, e asta, nu știu ce ora asta, 20 este, este ora României, dar eu nu vreau ora României, trebuie să-i schimb setările de aici. Setări. Ia treci tu, mă micule, în UTC. A, așa mi-e mai simplu mie. Și vreau și longitud longitudine latitudine. Bun. A, așa. Îmi dă aici, da, 18 Zulu. Da? Deci am și în uh, UTC, GMT, dacă vreți. Bun, pentru început, ia să încărcăm noi uh, pluginul de la Vende Glob, da? Asta vă ageți aminte, să o facem. Pam, 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 pam paragliding, 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 regadata, da? Începând de ieri, au mai adăugat ceva la pluginul ul ăsta și anume, dacă faci click pe oricare din concurenți, îți dă un rutaj. Uitați-l pe da? button, Îmi dă un rutaj. Nu știu care e sursa, cum e făcut. Uh, am întrebat mâine la webinar. Am un webinar mâine cu un francez. O să aflu, sper să aflu, să-mi dea la răspunsul. Cine Dumnezeu face asta? Și cum e calculată ruta asta? O vedeți aici. Dă-te, mă, tu. Da. Cum e făcută ruta asta? Și ia să vedeți când o să facem noi ruta. Acum cum îi, cal, îi calculăm nou Barton ruta. Să Aduceți-vă aminte la asta. Da? Eventual faceți un print screen la uh, ruta asta. Da. Deci avem minunații concurenți. Da? Ia să mărim un pic. Bun. Dar nu vreau pe Mr. Burton. Ba da. Ia să facem direct cu Burton. Hai să vedem. Ceea ce facem acum nu este un rutaj propriu-zis. Rutarea se face. Programele de rutare fac chestia asta la modul următor. Calculează pentru fiecare interval pe care îl dai tu, fie o oră, fie trei ore, da? pe ce cap ar putea merge respectivul. Da? Calculează zeci de capuri pe fiecare oră. Am să vă arăt o cum face chestia asta. Da? Și le pune pe toate. Calculează toate soluțiile astea. Sute de soluții și o alege pe cea mai bună. Sunt programe care vă arată în timp real cum fac calculele astea. Foarte fain. Ei, Windy nu face trebușor asta, dar ne lasă să facem altceva. Deci nu, o facem, nu facem rutarea prin calcule aritmetice, o facem românește ad labam. Veți vedea reglăm manual rutarea. O să vedeți cum. Înapoi la setări aici. Meniu. Iar la meniu vrem distance în planning. Da? Uitați-vă aici. Și aici trebuie să ne dea voie. O zi, da, o zi, nu azi nu văd că. Mai facem un click. Am schimbat mouse și bă că merge de bea la 2 doilea click. O fi un mouse cu aburi, nu știu. Bun. Acum, îmi dă voie să pun waypoint-uri de rută, da? A, am zis Mr. Burton, da? Ia să-l vedem. Și mă interesează Uitați aici, asta e limita zonei de excludere, da? zona ghețurilor. El n are voie să meargă sud asta. Mă interesează o rută teoretică cât mai apropiată de limita asta. Da? Și le pun punctele astea intermediare destul de dese pentru că o să le modific după aia. Da? Cam la 300 de mile, aș zice eu, atât e favorita mea, 300, că mi-e ușor să calculez după aia în 300. 300, 600, 1200. Da, cât are ruta până acum? Vedeți aici 1600, deci cam 5 zile. Mi-a ajuns asta. Aici suntem la, asta e zona de excluziune, au pus cocoașa asta aici, au extins zona de excluziune săptămâna trecută, da? Asta să, zona asta de excluziune se face după analiza pozilor din satelit cu suprafața ghețurilor din mările de sud. Și se pare că au găsit destule iceberguri și growlere în partea asta, spre insule Cruzet. Este un arhipelag care ține de Franța, se numește Crozet, pe aici pe undeva, și au făcut, au extins zona de excluziune cu gâlma asta, cu coașa asta. Da? Și îl rutăm pe Mr. Burton, vedeți, 1600 de mile. Le-am pus la ochi și acum să vedem ce facem mai departe. Da? Sunt 1600 de mile. Am făcut o rută. Acum programul mă întreabă, uitați ce zice nu văd niciun fel de altitudine, s-ar putea să fie o barcă, vorba de o barcă. Ceea ce noi confirmăm. Nu este IFR, ceea ce înseamnă Instrumental Flight Routes. nu este zbor instrumental, nu este zbor la vedere, nu e rută cu mașina. Acum, știu, or fi și mașini care pot asta. Și aerogram nu știu ce. Ba deci îi confirmăm că e o barcă. Și acum face calcul, ia uitați -l. Și ne dă aici, tabelul ăsta de la bază ecranului, următoarele date. Temperatura fiecărui punct de rută, precipitații, vântul, rafale de vânt și direcția vântului. Asta e ce mă interesează pe mine, săgeata asta. Da? Nu am grade, este la ochi, dar e suficient pentru ce vrem să facem. Și mai ales este suficientă când e moca. Da? Și aici înălțimea valurilor. După cum am văzut azi noapte și ieri, Mesiu Dalin a trecut prin zonă de valuri de 6 metri. Data ca 6 metri, pe aici era. Da? Ieri și azi noapte a fost pe aici, a pus un filmuleț cumva, mare grucișată, 6 metri și barca lui a rezistat. Și el era foarte vesel azi. Bravo! Și e prima dată când, uh, când ajunge mărle de sud. Mare lucru! Mare băiat ăsta. Înapoi la rutare, da? Și acum uitați. Uitați cum fac. Mă uit aici, la direcția vântului. Și văd aici când are vântul bun. Când îi convine vântul, da? La unghiul ăsta aici îi convine, dar la ăsta nu-i mai convine deja. Băi bine, Lumesiule cam îi convine, că la a mers cu 160 de grade la vânt true wind angle, da? Deci aici, de exemplu, are cred 170, nu mai poate merge pe unghiul ăsta. Atunci eu ar trebui să-i schimb. Aici să-i pun o voltă, da? O ampanare, uitați. Iar unde, de unde știu unde e punctul ăsta pe rută? Uitați-vă aici pe rută când îmi mișcă punctul. Veți vedea imediat cum mișcă un punct. Cum mă mișc eu aici. Da? Aici este câte un punct la o oră, da? Fiecare din setul ăsta de cifre este la o oră interval. Și uitați-vă. Deci este miercuri la ora 2, și aici sunt miercuri la ora 4, 5 și așa mai departe. Deci eu ar trebui să-i fac volt aici. Iar pe rută, unde mi-arată, ia stați, îl țin minte. Aici. Și am să-i mut punctul 2, waypoint-ul 2 aici. Da? Eventual pot să-i pun un unghi mai favorabil pe primul segment. Iar de aici, pentru ca să fac volta, opa, pot să mă duc deja încă o oră. Uitați-vă jos aici în tabel cum mut segmentul, cum îi mută, uh, îmi schimbă și direcția vântului. Bun, și acum dacă vreau să ampaneze, ampanează cam la 90 de grade. Cel mult. Ia să vedem așa. Să vedem ce avem. Punctul 2. Ia uitați-vă. Aici e direcția vântului pe segmentul 2, da? De la 2 la 3. O, oh, încă mai poate. Pot să mă duc mai încoace. Ia să vedem vântul acum. Foarte bun. Ia să mai văd. Merge? Merge. Merge, uitați-o aici. Vântul foarte bun. Eu aș zice un 140, 150, cam pe acolo. Da? Dar aici nu sunt mulțumit. Ia uitați -o. Eu zic că e 160 aici. Deci m-aș duce cu punctul 2 pic mai în față. Ia să vedem cum arată vântul acum. Bine peste tot până la punctul 3, da? E, problema la segmentul ăsta este că el se îndepărtează de drumul cel mai scurt. Da? Îmi trebuie ca el să ajungă aici la vârful cocoașei de zone de excludere, și apoi să meargă mai departe în coace. Deci, drumul meu cel mai scurt ar fi o dreaptă dintre punctul numărul 2 și punctul numărul 5. Ia, să vedem mai departe. Punctul, după punctul 3, deci de aici în coace. După cum vedeți, când mișc cursorul de-a lungul rutei, îmi schimbă și meteo. Îmi dă aici pe ecran, îmi dă situația meteo la momentul unde sunt cu mouse-ul, da? Deci am zis la punctul 3. La punctul 3, după care am văzut-o din 160. Dacă schimbă de... că nu am panează aici. Doar schimbă de cap. Ia 20 de grade, tribord. Vreau să-i placă. Ia să mai merge un pic cu 3. Să vedem cum arată vântul. După 3 au din 180. Nu e bine. Am putea să aducem 4 încoace și schimbăm uh, unghiul vântului real. Ia să vedem. Nope. Nu destul. Nu destul. Acum e mai bine. Da, 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 da. După 4 ia, uitați-vă. Deci, și segmentul 4 e ok. Punctul 4, după punctul 4 e ok. Cam la limit, ar zice. Spre 160. E aici nu mai e ok deja. Ia, uitați-vă. Ia, zice că e prea, prea, prea. Ia, să ducem 5 mai încoace atunci. Așa, până în buză, care e voie. Da, unghiul bun aici, uitați-vă. Asta este 4. Hai și cu 5 -ul. E foarte lung tabelul pentru că uh, intervalele sunt din oră în oră, da? Și 5, iată să dăm vântul pe porțiunea asta. De la 5 la 6, vântul e ok, dar vedeți? Aici nu mă lasă. Aici îmi trece prin zona de excluziune. Rău. Mai băgăm un punct. Așa și mut șasele. Aici. Ia să vedem. De la 5 la 6, cum stăm? E migălos, dar e gratis, din nou. De la 5 la 6, ops, vântul tot așa, 160 de grade, 170, nu e bine trebuie mică ampanare aici. Ia să vedem. De la 5 la 6? Nope. Nu cred că e bine. De la 5 la 6? Oh, vântul nou. Mai în vest trebuie. 6 -le și mai scurt. 5-6. De la 5 la 6 acum? Da. Poate chiar m-am dus prea mult cu 6. Vedeți, aici are vântul sub 140 de grade. Deci, mă pot duce mai înest cu el. De la 5 la 6, haide-mă. Da, acum e bine, aș zice. 150-160 e bun. De aici. A, să vedem. 7, iar intersectează zona de excluziune. Mă duc mai. Ia să vedem până aici. Până în vârful Cocoașei. Să văd dacă am vântul bun. De la 6 la 7. Foarte bun. Vedeți? 140, a zis și eu. Și ar trebui să ajungă sâmbătă la ora 2. Da? Uitați aici scrie. La fiecare punct intermediar ne scrie aici sus, în pătrățelul ăsta gri. Deci l-am rutat pe Mesiu Dalan până sâmbătă la ora 4. Ia să care e sfârșitul. Până când Deci Mesiu Dalan. 6. Care e ultima? Ultimul pas este Lada. Sâmbătă la ora 4. Sâmbătă la ora 4 ajunge la sfârșitul lui. Să mai verificăm o dată vântul. Unghiul vântului. So far so good. Aici e acătăl. a Prea din pupa. Și aici este punctul 3. Da, deci mai trebuie eu, burcat un pic 3 -ul. Schimbăm. Ia să vedem acum. În jurul punctului 3. Da. Merge. Aici e bun. Aici o oră l-are prea strâns, dar se va descurca. Dacă nu-mi convine, atunci mă urc și mai mult. Până când dau de unui da. Eu zic că e bine. Hai mai jos, mai la început. pam, pam, pam. Vântul, ok. Chiar prea, prea strâns aici. Merge a doiul. Uh. Ia uitați. Da. Dar după aia să stric aici vântul, da? Unghiul vântului. Bun. Deci, vântul după unghi e bun. Pe, to Pe toată ruta. Hai să vedem după viteză, pentru că viteza l dacă de exemplu îmi trece de limită, mi-am fixat o limită, da să zic 40 de noduri, nu vreau peste 40 sau nu vreau peste 35, atunci mă uit aici. Ia, 34. Are 34 joi la ora 4 dimineața. El fiind aici. 34, 32, 28, 26, așa mai departe, 25, 26, nimic. Cel mai rău vânt îl are aici, 36, am zis, da? 34, da? Dacă nu-mi convine, dacă e prea mult pentru mine, atunci modific. Modific toată ruta în așa fel încât să nu intre în zona asta, unde are 34 de noduri, da? Și cam asta e. Și aici îmi dă, mai am niște opțiuni, da? După ce l-am salvat, am făcut ruta asta, pot să o salvez. Export ca... Hai să o exportăm drept KML. Save file. Ok. Sau pot să o salvez la favoriți. Să vedem dacă mă lasă să o afișez, că aș vrea să o afișez și pe asta și pe aia pe care o calculat-o ei. Bun. Acum, ia să vedem dacă, ne, dacă putem să vedem. Da! Uitați rutarea lui. Rutarea pe care ne-a dat-o sistemul. Dar hai să vedem. Ne, 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 nu asta vreau. Tu aș vrea să te oprești. Ia să anulez eu punctul ăsta 8. Și aș vrea să văd Ia, dacă mut eu vreme de aici. Da, da, da. Vedeți, mi se mută și simbolul bărcii de aici de pe polara pe care, de pe ruta pe care a calculat o sistemul. Și vreau să văd când ajunge în punctul ăsta. Ajunge mai repede pe rutarea lor sau pe rutarea pe care am făcut-o noi acum. Opa, când ajunge acolo? Acolo ajunge... La... când e? Aici e aici? Ia, 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 hai Aha. Acum. Deci ajunge la data de... Ce e aici? A, ah, vineri la ora 16 Zulu. Bun, vineri la ora 16:00, dar haideți să vedem pe rutarea noastră când ajunge acolo. Unde va fi el vineri? Vineri, vineri, vineri. Thursday, 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 vineri la ora 16:00 când am mers acolo. Citesc ce mi arată aici în dreptunghiul gri. Încă e joi. Vineri la ora 16, am zis, da? Ia să vedem. 14, 16. Ei, vineri la ora 16, ia uitați unde e, da? Punctul alb de pe rutarea noastră. Mor în același loc. Hai că n-am făcut o treabă rea. Și făcută la mână, da? Vedeți, vineri la ora 16, punctul alb apare aici. Ia bine așa aici Bravo. good job good job deci cam așa să face bun și am zis că am salvat rutarea asta și dacă vreau să import după aia o aduc de aici, din upload uh, choose the file și o căutăm pe asta pe care am făcut-o acum, dacă știu unde mi-a pus-o. Cred că a pus-o pe desktop sau un download. Ia să vedem. Ne nope. track. Ăsta e. Ia to Bun. Mi-a șters ruta pe care o calculasem aici, pentru că a importat fișierul ăsta. Da? Și acum putem vedea foarte frumos diferențele între cele două rutări. Hai că am făcut-o și pe asta. Și așa puteți face pentru toți concurenții care vă interesează. Și pentru Burton, și pentru Dalan, și pentru toți. Da? Și ați văzut că funcționează. More or less, suntem la aceeași performanță cu rutarea făcută de sistem. Bun, dacă aveți întrebări, puneți-le în comentarii sau uh, nelămuriri, da? Hai, seară bună și la mulți ani dată.